Drept urmare, Walter nu mai este creditorul majoritar al lui Universitatea, el făcând însă demersuri importante în acest sens. Vreau să scutesc echipa de datoriile către mine pentru a nu aduce problema în privința licențierii, a admis Walter. Drept urmare, datoriile generale ale clubului Ardenan s-au redus de la 7 milioane de euro la doar 2,4 milioane de euro, majoritatea sumei reprezentând datorii către jucători, fisc și către terți. Evident, fiind vorba de o sumă de trei ori mai mică decât cea inițială, este de așteptat ca Universitatea să-și achite plățile în următoarele săptămâni, în Goara Nebună, spre obținerea licenței pentru anul 2013. 2014. În cazul lui Universitatea va fi un nou termen la tribunal pe 16 sau 17 mai. Atunci, judecătorul sindic va trebui să-și dea ok-ul okay în privința planului de reorganizare. Studenții mai au apoi timp două săptămâni până pe data limită de 31 mai pentru aprobarea dosarului de licențiere.